Bună ziua, stimați colegi! Bine ați venit la Agenția Proprietății Publice. Suntem aici pentru a semna memorandumul pentru asistența tehnică pentru îmbunătățirea bunei guvernări a întreprinderilor de stat și, de asemenea, lansării unui pachet de proiecte pentru a îmbunătăți mai multe direcții din cadrul APP-ului. Acest proiect este finanțat de către Fundația Soros Moldova și este implementat de cu ajutorul Centrul Analitic Independent Expert Group. Și scopul acestui proiect este creșterea eficienței, sporirea productivității, dar și asigurarea transparenței în sectorul întreprinderilor de stat, anume cu scopul pentru ca acest sector atât de important să aibă un efect pozitiv pentru îmbunătățirea calității vieții pentru cetățenii țării noastre. Cu toți știm că moștenirea APP-ului este una dificilă și complexă. Nu este o noutate că gestionarea eficientă a proprietății publice este un subiect complex și dificil în practic toate țările care au o pondere mai mare a proprietății publice în economie de stat și țara noastră, în comparație cu alte țări din Europa de Est, are un procent mult mai mare a economiei care este reprezentat de către întreprinderile de stat și societățile pe acțiuni cu cota majoritară de stat, aproximativ 30 ceva de procente din economie este activitatea economică a întreprinderilor de stat. De aceea, importanța eficientizării acestui sector este o importanță de nivel național și strategic pentru țara noastră. Și în acest context, pe parcursul ultimelor câteva luni, împreună cu echipa de conducere la APP, am lucrat intensiv pentru a înțelege care este abordarea corectă, sistemică, pentru transformarea acestui sector și pentru îmbunătățirea administrării patrimoniului public. O facem nu doar cu o viziune de scurtă durată, pentru timpul acum imediat, dar vrem să facem o schimbare, o transformare care va avea un efect de lungă durată și unul care va rămâne persistent și cu adevărat transformațional pentru cum se administrează patrimoniul public. Și pentru a face această schimbare pentru această abordare sistemică, am identificat un șir de inițiativi care trebuie să le implementăm pentru a face aceste schimbări și este foarte important ca să implementăm niște procese care treptat vor dezvolta o cultură corporativă diferită de ceea ce a fost până acum. Noi nu putem să continuăm niște procese care au adus la starea care o vedem astăzi a întreprinderilor de stat. Realitatea este că ceea ce a fost până acum, dacă menținem simplu acest sistem, ne vom trezi cu același rezultat care l-am avut până acum. Și vorbesc anume despre domeniul de potențial de corupere și ineficiența administrării acestor întreprinderi. De aceea trebuie să facem ceva iarăși strategic și sistemic pentru a face aceste schimbări. Partea a schimbării culturii corporative, care va duce la o eficiență, este și, în primul rând, creșterea transparenței decizionale și a informației care vine în aceste întreprinderi, trebuie să o facem deschisă pentru toți cetățenii, să vadă ce se întâmplă la aceste întreprinderi. Și, de asemenea, când vorbim despre procesele de lucru în cadrul Agenției Proprietății Publice, am identificat anumite procese care astăzi sunt foarte ineficiente, vorbim despre mai multe registre care există, care nu sunt sincronizate între ele cu date, care sunt dificil de citit, de interpretat, de prezentat pentru a lua o decizie corectă. Și atunci când conducătorii APP-ului, când conducătorii statului, conducătorii la întreprinderi nu au acces la datele relevante, la datele într-un
care sunt prezentate într-un mod care putem să le folosim pentru a lua decizii strategice, atunci noi întârziem cu luarea deciziilor corecte și nu știm care domenii trebuie îmbunătățite. De aceea, digitalizarea proceselor interne și a registrelor care există la APP este o prioritate pentru noi și de aceea echipa de la Expert Group va veni în susținerea noastră pentru a schimba acest mod de lucru și a îmbunătăți uneltele, așa spunem, pe care noi le folosim pentru administrarea patrimoniului stat. De aceea vreau să spun că ne bucurăm foarte mult că atât Fundația Soros, cât și Expert Group au venit împreună pentru a fi acei parteneri fideli în acest lucru complex și dificil și sperăm ca împreună să ajungem la niște rezultate pozitive, rezultate care să fie simțite de cetățeni, să fie simțite de aceste întreprinderi, de fiecare angajat, să fie o siguranță la angajații, la întreprinderile de stat că lucrul lor este folosit pentru bunăstarea țării în întregime și aceste schimbări pe care ne propunem să le facem vor aduce la o transformare pozitivă în țara noastră. Deci vă mulțumesc foarte mult pentru că sunteți acești parteneri, ați venit împreună cu noi și sperăm împreună să avem rezultate pozitive. Stimate domnule director, în primul rând, în numele Fundației Soros Moldova, aș vrea să spun că suntem onorați să avem oportunitatea de a susține astfel de proiecte într-un domeniu atât de important pentru economia țării. Sunt bucuros că susținerea Fundației Soros Moldova se materializează încă o dată în acțiuni concrete. Țin să remarc aici parteneriatul și comunicarea deschisă care a avut loc pe parcursul perioadei de pregătire a acestor acțiuni, a pregătirii acestui proiect. Și ziceam că este un proiect foarte important pentru economia țării, anume din punctul de vedere a potențialului impact și a schimbărilor pozitive fundamentale care ar putea să fie create, cel puțin pe 3-4 dimensiuni simultane. În primul rând, aș evidenția domeniul anticorupție. Eu cred că prin eficientizarea muncii consiliilor de administrare la companiile de stat, prin îmbunătățirea transparenței procesului de luare deciziilor prin digitalizare la întreprinderile de stat, poate fi îmbunătățită modalitatea de gestiune a patrimoniului statului, a finanțelor statului și reduse semnificativ oportunitățile de coruptibilitate. Un al doilea domeniu pe care l-aș evidenția ar fi îmbunătățirea sănătății financiare a întreprinderilor. Cred că prin implementarea activităților planificate în acest proiect, există șanse reale de a îmbunătăți eficiența acestor întreprinderi de stat, astfel încât ele să poată să joace mai bine rolul atribuit lor în societate și în economie, să genereze venituri la buget și să ofere o calitate mai înaltă a serviciilor și bunurilor pe care aceste întreprinderi le produc. În cele din urmă, sau un domeniu la fel de important, sau o dimensiune la fel de importantă, este și cea a politicii economice a statului. Sper foarte mult că în urma implementării acestui proiect, autoritățile vor reuși să dezvolte, să definitiveze mai bine o viziune completă, clară, privind care este politica statului și rolul întreprinderilor cu capital de stat în economia țării. Într-un final, acest lucru cred că va beneficia cetățenii, pentru că anume beneficiul cetățenilor este acel numitor comun care leagă împreună acțiunile și intențiile tuturor partenerilor implicați în acest proiect. Acestea fiind spuse, eu doresc mult succes și spor în tot ce faceți dumneavoastră și tuturor partenerilor din proiect și noi, Fundația Soros Moldova, este dispusă și din nou deschisă pentru susținere și mai departe. Stimați colegi, bună ziua! Din numele Centrului Expert Group vin și eu cu un mesaj de salut. Așa, parafrazând o expresie cunoscută, spune-mi ce întreprinderi de stat are o economie și o să spun cum arată în general acea economie.
Și într-adevăr, statul, modul cum statul gestionează întreprinderile de stat reflectă în general modul cum se promovează politicile economice și este un semnal foarte bun că guvernul în persoana Agenției Proprietății Publice a venit cu această inițiativă și este un proiect la inițiativa APP să sporească guvernanța, să îmbunătățească guvernanța corporativă în întreprinderile de stat, având în vedere multitudine de probleme despre care cu toții cunoaștem. La fel foarte, foarte bine că și Fundația Soros Moldova a găsit resurse și voință pentru a susține acest demers din partea APP. Și noi, din partea Expert Group, sigur, suntem mereu deschiși pentru a susține reformele în vederea îmbunătățirii bunei guvernanțe, mai ales într-un sector strategic pentru economie. Eu, pe scurt, voi prezenta în ce constă, de fapt, acest proiect. Proiectul constă din două obiective majore. Primul ține de îmbunătățirea transparenței și modul cum se comunică informația despre întreprinderile de stat în particular și proprietatea publică în general. Deci va fi consolidat departamentul de comunicare în cadrul APP și vor fi digitalizate datele și informațiile care sunt colectate la moment de către APP și, așa cum a menționat și domnul director, deseori acele informații nu sunt suficient de bine sistematizate, multe din ele sunt pe suport de hârtie sau se pierd undeva prin sertarele funcționarilor. Dar este foarte important ca informația despre proprietatea publică să fie accesibilă publicului. Și proiectul, de fapt, aceasta își va propune să dezvolte un sistem informațional integrat care să, pe partea de intrări, să fie bazat pe toată informația pe care APP la moment o colectează, să digitalizeze acele date și pe partea de ieșiri, pe partea de prezentare, să oferim în primul rând publicului larg o platformă interesantă, interactivă de vizualizare a informației, astfel încât fiecare din noi să poată vedea care este situația financiară a companiei X sau Y, performanța acesteia în comparație cu alte întreprinderi sau ce terenuri publice se află la moment pot fi procurate sau închiriate de la stat, care sunt contractele active ale APP. Și un alt scop va fi cel de a simplifica activitatea de reglementare din partea APP, care este acea instituție a statului care reglementează proprietatea publică și aceasta va oferi posibilitatea conducerea APP în orice moment în timp să vadă situația la zi în cadrul fiecare întreprinderi. Și în acest sens va fi dezvoltat acel sistem informațional, va fi îmbunătățit și pagina web a instituției și vom face tot posibil ca informația despre proprietățile publice și modul cum se gestionează proprietatea publică să fie accesibilă tuturor într-un format cât mai interesant și interactiv pentru public. Și al doilea obiectiv ține de îmbunătățirea cadrului legal și instituțional care vizează guvernanța corporativă în sectorul întreprinderilor de stat. În acest sens, noi vom susține APP în elaborarea documentului care se numește Politica de stat în domeniul proprietății publice. Este un document stabilit în cadrul memorandumului cu FMI. Este un angajament al guvernului să fie elaborat un asemenea document care să răspundă, în primul rând, să prezinte viziunea statului vis-a-vis de întreprinderile de stat, să dea răspunsuri la întrebare de ce statul deține o întreprindere sau alta și să dea răspuns sau să dea anumite criterii, un anumit ghidaj clar, analitic,
privind oportunitatea sau necesitatea de privatizare a unor întreprinderi. Pentru că până acum deciziile de privatizare sau de expunere a unor active de stat, procesul de etatizare, erau destul de discreționare, arbitrare, în lipsa unui cadru analitic clar. Și iată că acest instrument va aduce claritate și previzibilitate în ceea ce ține de politica statului în domeniul administrării întreprinderilor de stat și proprietății publice în general. Și o altă activitate în această componentă este elaborarea așa numitor mandate pentru o serie de întreprinderi de stat strategice, care este o continuitate a politicii de stat în domeniul proprietății publice, ceea ce înseamnă că statul va spune foarte clar care sunt așteptările acestuia sau care este viziunea acestuia vis-a-vis de o serie de întreprinderi strategice. De ce statul gestionează întreprinderea X sau Y? Pentru dividende, pentru produse sociale, pentru a ține locuri de muncă, pentru... Deci, sunt o serie de întrebări de ordin strategic care la un moment rămân fără răspunsuri și aceasta privează, practic, bordurile, privează conducerea celor întreprinderi de o ancoră importantă în procesul de gestionare a celor întreprinderi. Și acele mandate, așa cum prevede bunele practici din toată lumea, vor ghida activitatea consiliilor și a conducerii executive a întreprinderilor în procesul de gestionare a celor întreprinderi și va formaliza viziunea statului vis-a-vis de acele întreprinderi strategice. Și nu în ultimul rând, în cadrul acestei componente a proiectului, vom îmbunătăți cadrul legal, legislația primară și secundară aferentă activității întreprinderilor de stat, chiar dacă avem deja un cadru legal funcțional. Sunt o serie de aspecte care cu siguranță pot și trebuie să fie îmbunătățite și proiectul va oferi asistență tehnică în acest sens. Proiectul este prevăzut pentru o perioadă de 18 luni și practic începe activitatea odată cu astăzi începe activitatea publică și cu această ocazie și semnăm acest memorandum trilateral de colaborare. Pe final, din partea Expert Group, aș vrea să-mi exprim, în primul rând, aprecierile pentru dorința APP, conducerea APP pentru reforme, pentru a reforma în mod sistemic modul cum se gestionează proprietatea publică și pentru Fundația Soros Moldova, pentru suportul acordat în promovarea acestor reforme. Vă mulțumesc! Stimați colegi, vă mulțumesc chiar și pentru participarea dumneavoastră la acest eveniment și aș vrea foarte mult ca acest proiect să fie un exemplu cum poate societatea civilă, experții dintr-o comunitate mai largă să participe împreună cu guvernul, cu întreprinderile de stat, să fie o această participare de la toate domeniile de expertiză, așa spunem, a societății, ca împreună să facem o țară în care toți să dorim să trăim, să ne bucurăm de calitatea vieții, îmbunătățită pentru toți cetățenii și astfel să aducem cele mai bune practici în domeniul public și împreună să avem succes în ceea ce ne-am propus și vă mulțumesc iarăși pentru finanțare, pentru implementare, pentru participare și în primul rând pentru credința sau încrederea
că împreună putem face lucruri grele, dar importante și vom avea succes dacă lucrăm împreună în aceeași direcție. De aceea vă apreciez foarte mult faptul că sunteți împreună cu noi, atât acum în niște planuri pe scurtă durată, dar am vorbit despre 18 luni, este ceva de lungă durată pentru ca să avem o viziune unificată la care să lucrăm și pe care să o abordăm în mod corect pentru a vedea acea transformare necesară în acest domeniu atât de important. Vă mulțumesc pentru participare și vă doresc o zi bună în continuare. Mulțumesc. Mulțumesc. Okay. Facem.